Bună dimineața, Dani, bună dimineața tuturor! Dacă ar fi să facem o comparație, am putea spune că este o scenă desprinsă din tablourile lui Degas și începem transmisiunea pe acordurile pianistei Ana Silvestru și, după cum puteți vedea, suntem la ora de balet. Mă îndrept către Marina Minoiu, cea mai cunoscută balerină din România. Bună dimineața! Bună dimineața, bine ați venit! Și profa noastră un pic, nu, astăzi? Un pic de tot. Pentru ce ne pregătim? Ce gale urmează? Ne pregătim pentru un eveniment foarte frumos care va avea loc pe 20 ianuarie la Teatrul Național, anume gala Carmen Silva. Este o gală care, în primul rând, o celebrează pe regina noastră, Carmen Silva, și cred că îmbină foarte frumos diferite domenii ale artei în lumea dansului. Și trebuie să spunem că vin balerini din toate colțurile lumii, pentru că v-ați răspândit așa peste tot. Sunt balerini români și aș vrea să menționez pe Francesca Velicu, câștigătoarea premiului Olivier, care va veni, balerini de pe scenele mari ale lumii, de la English National Ballet, de la Stat Ballet Berlin, din Rusia, de la Mikhailovski Theater, adică o să fie un moment, cred că, foarte frumos. Și se va combina cu muzică live. Spuneam ceva mai devreme de Ana Silvestru, nu va fi singură acolo. Ana Silvestru și Rafael Butaru, violonist, vor participa în gală și vor avea două momente de muzică live. Noi vedem pe colegii tăi acum. Hai să explică-ne un pic ce mișcări fac. Da, ei fac acum un menuet. Acum ea face o piruetă, după cum putem să vedem. Menuet, care este un dans specific vieții la curte, unde a luat și naștere, caracterizat prin pași mici, prin multe reverențe. Dacă ne putem imagina un pic, punem alte costume, poate de curte. Cam așa se dansa în secolul XIX, la cursurile regale. Ok, mergem și noi în mijloc, ne alăturăm un pic. Îmi arăți și mie câțiva pași? Sigur. Hai să vedem ce reușim să facem. Ce ar trebui să știu? Care ar fi primul lucru pe care ar trebui să-l știu când vin la balet? Pe lângă faptul că este o profesie foarte provocatoare, cred, dar și frumoasă în același timp, cred că este, mai ales în ziua de azi, un mod de a păstra interacțiunile umane, pentru că când vii la un spectacol de balet, vii la un spectacol care are loc live, adică nu poți să dai, știi, te uiți pe social media și dai, ești prezent și atunci e un schimb de emoții între artist și public și cred că este foarte frumos să fii. Și mai ales că voi vă pregătiți foarte mult. De la câți ani ai început tu? Eu de la 10 ani, sora mea de la 7 ani. Și da, eu presupun antrenament zilnic, muncă în non-stop, cum ar veni, ca să ajungi unde zorești și ca să-ți menții corpul într-o anumită formă. Ok, le reamintim telespectatorilor că vă pot vedea în ianuarie. Pe final, facem o piruetă împreună? Sigur, sigur. Piruetă cu microfon în mână, un tablou impresionist. Mulțumim, Mădălina Balerina. Ai mare grijă.